Miros înțepător de gunoi, de asta o parte la primele ore ale dimineții severinenii. Mașinile firmei de salubritate lasă în urma lor un is puternic de deșeuri fermentate din cauza caniculei. Suntem o societate de consum, asta o știe toată lumea. Producem tone de gunoaie, dar plătim și servicii de salubritate. Unii știu pe ce dau banii, alții însă se întreabă de ce pe criza asta să achite servicii de care nu beneficiază. Mai ales acum vara, atâta căldură, miroase, ce să vă spun eu... Nici nu știu, probabil ar trebui să vină pe fiecare zi să facă curățenie aici și să ridice gunoiul. Miroase și pe casa scării, miroase și probabil și la persoanele la parter și mai sus, la etajul 1, 2. Am fost eu și am pus gunoiul și am constatat că a lăsat grămada aia imensă fără să o ridice. Au plecat și gata. Da. Sunteți nemulțumită de ei? Categoric. E un miros urât și nu adună din jur. Pe iarbă, numai dacă bate vântul, se umple de pungi, de tot felul de gunoaie. Și nimic nu adună. Sunt comoz, sunt, nu știu. Superficial. Da, de plătit oricum sunt plătiți. Așa că ar trebui să-și facă datoria cum trebuie. Nu mi se pare normal, dar astea sunt condițiile. Probabil nu au niciunde să le depoziteze. Unde să le arunce? Ar fi mai normal să vină să le strângă în fiecare zi? Asta da, mi se pare normal că plătim pentru așa ceva. Nu e normal. Și miroasa are nevoie mare, mamă, că ne-a gunoiul, de nu putem să stăm, nu poți deschide ușa la cameră de mirosul ăsta, e nenorocire de mirosul ăsta. Sesizările vin zilnic din mai multe părți ale orașului, de la nemulțumirile legate de ridicarea gunoiului la modul în care angajații firmei se achită de sarcini, la mirosul pe care lasă mașinile moderne, la felul în care au ajuns pubelele, la zonele în care încă lipsesc sarcurile. Cetățenii care plătesc vor să fie respectați, dacă nu tot ei au soluția. Nu-și fac absolut, dacă nu-și fac treaba, atunci să se ocupe primarul, să ia măsuri cu ei, măi băieți, schimbați-i, puneți pe altcineva, să contracteze altcineva, să facă contracte primăria cu altcineva, nu așa, Iurea. Contactați telefonic reprezentanții firmei austriece Neducu Zăhărelul, că de fapt se face treabă, că pubelele ar putea fi spălate, dar locatarii nu cer acest serviciu și mașinile ar putea fi mai bine întreținute și gunoiul s-ar putea ridica mai des. Dar și uite așa, ultima explicație. De vină sunt locatarii care se află în plin sezon al lubenițelor. Noi avem un grafic de ridicare la asociații și la agenți. La asociații ridicăm de 3 ori pe săptămână, respectiv luni, miercuri, vineri. Nu s-a modificat nimic din acest grafic, așa ridicăm, iar iarna ar trebui să ridicăm de 2 ori și digântul, de 3 ori, dar acum e perioada lubenițelor. Ce înseamnă asta? Zeama asta de la lubeniță, cam toți recipienții care i-am dat noi sunt găuriți, curge jos acolo pe lângă recipient. Și în mașină, din mașină nu curge mai departe. Dar oamenii mei igienizează locul cu mătura, nu au cârpe sau ceva ca să ia și zeama aceea, iar nu se poate spăla că nu sunt de aici de jos. Vă dați seama, de cu apă boltește acolo. Domnul Trașcă, dar n-ar trebui să fie niște pubele construite în așa fel încât să nu curgă din ele? Da, păi așa a fost inițial când le-am dat asociațiilor de locatari. Da, vedeți, le-au mai bruscat, le-au mai împart. Asta este vara de la luvenit de perioada asta. Mașina e tanșă, nu curge din mașină. Pubele sparte, arse puține, neîngrădite, dar de vină este locatarul care mănâncă prea mult sau ce nu trebuie. Vrea să aibă parte de curățenie în jurul blocului, de pubele spălate și îngrijite. Trebuie să facă cerere sau solicitare pentru asta. Că de, așa e la noi la români, ce dacă plătim servicii pe salubritate pe proverbul câinii latră, ursul merge.